Lăudați să fie numele Domnului. Am stat la ora voastră de rugăciune, în care s-au făcut doar două rugăciuni. Slavă Domnului! Amin! Și stând și ascultând rugăciunile voastre, am auzit strigăte de război. Am auzit strigăte de război. Și stăteam cu fratele și i-am zis, frate, am vreo 4 mesaje care mi se învârte în cap, nu știu care să-l țin. Deci ce te călăuzește Domnul? Și Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre biruința care o dă Dumnezeu oamenilor lui care sunt în război. Aleluia. Adevărul este că viața de credință nu este un câmp de joacă, ci este un câmp de bătălie. Și în câmpul ăsta de bătălie, Biblia spune să luăm toată armura lui Dumnezeu ca să ne putem împotrivi în ziua cea rea. Și subliniez aici cuvântul toată armura lui Dumnezeu. Că degeaba ai coiful mântuirii, frate, mintea mea e păzită de săgețile arzătoare. Degeaba ai aia pe cap coiful mântuirii. Că dacă n-ai încălțăminte în picioare, diavolul nu te atacă aici, diavolul îți aruncă sticle pe jos. A degeaba ai încălțăminte și ai coif. Frate, zice, am coif și am râvnă. Dacă n-ai platoșa sau nu ți-ai închis-o bine, diavolul un țintaș perfect și exact acolo te lovește. De aceea zice Biblia să luăm toată armura, pentru că în ziua cea rea există o zi, există o perioadă, la unii o viață întreagă, în care diavolul pur și simplu își pune toate armamentele împotriva ta și vrea să te distrugă. Și cea mai teribilă armă pe care diavolul o folosește împotriva copiilor lui Dumnezeu este minciuna, care aduce frică. Diavolul este un mincinos, este un hoț. Diavolul este un hoț care nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și va veni cu o propagandă a minciunii în mintea ta să te facă să crezi că nu, Dumnezeu nu te mai iubește, nu, credința ta nu funcționează, nu. Și să aducă duh de frică. Însă Biblia spune că în acest război Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de putere. Și vreau să ascultați, frica nu e un simplu sentiment. În spatele fricii e un monstru, e un demon. Deci Biblia, Dumnezeu nu ne-a dat un demon. Auzi, un duh de frică. Și să știți că această căpetenie, duhul ăsta de frică, demonul ăsta fricii, a fost pe urmele lui Ion, a fost pe urmele lui Ilie, a fost pe urmele lui Iisus, a fost pe urmele lui Timotei. Atacuri demonice teribile. Și adevărul este acesta, new levels, new devils. Cu cât nivelul tău e mai dedicat față de Dumnezeu, cu atât atacurile se vor intensifica mai mult. Și ne vom uita astăzi la acest Ezechia. Un om care zice Biblia în 2 Cronici, capitolul 32 cu 1. După aceste fapte de credincioșie, auzi, ce a făcut omul ăsta? Păi nu a fost ca taică-să, taică-să a fost un idolatru. O împrumuta cultura Asiriei și o adus-o în țară. Și când a venit fiul său pe nume Ezechia, o zis, hai să facem reformă. Și zice Biblia că omul acesta s-a lipit cu toată inima de Domnul, a făcut ce este plăcut, a îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele, a făcut bucăți șarpele de aramă și a pus încrederea în Domnul, s-a lipit de Domnul. Și zice Biblia că așa sărbătoare a fost de Paște, că de pe vremea lui Solomon, zice Biblia, adică de 200 de ani, n-a fost așa bucurie. Și Domnul, omul ăsta a făcut reformă, s-a apropiat de Dumnezeu. Și după aceste fapte de credincioșie, în loc ca Dumnezeu să-l răsplătească, nu? Cu prosperitate, cu pace în ținut, vine Satana și vine Sanherib și îi promite că îl șterge de pe hartă. Și imaginați-vă la omul ăsta, are 25 de ani când ajunge pe hartă. Doamne, mi-am trăit viața la milimetru, n-am făcut aia, nu m-am uitat acum. Doamne, cum, Doamne? Și de multe ori vezi oameni evlavioși care stau lângă Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, care au făcut reformă în viața lor, au scos tot ce e rău afară din viața lor, au renunțat la prietenii, la bani, la orice, au zis, vreau să fiu lângă Iisus. Și în loc să vină hara, am spune noi, și binecuvântare, vine Sanherib, omul păcatului, asta înseamnă. Și aduce o scrisoare de bajocorire, și aduce frică și te împresoară, și nu mai înțelegi, Doamne, cum îngădui așa ceva? Și poate ești aici un astfel de om evlavios, care îl iubești pe Domnul și nu înțelegi de ce Domnul a îngăduit să vină boala enemiloasă, să vină datoriile, să vină ceva, șocuri în credință, care pur și simplu nu le vezi sensul în viață. Și vreau să spun ceva. Ezechia a fost un om al credincioșiei, dar n-a fost un om al credinței. Și Dumnezeu a zis, ești un om al credincioșiei, ai făcut fapte deosebite. Dar eu vreau să fiu un om al credinței. Și cum poate să dezvolte Dumnezeu credință în tine? Decât dacă te pune în poziții de ale de viață și moarte, să-ți lărgească și să-ți mărească credința. Și Dumnezeu îl pune într-o astfel de circumstanță, să învețe
să se încreadă cu totul și cu totul în Dumnezeu. De aceea, frate și soră, indiferent cine ești aici, care stai lângă Dumnezeu și-L iubești și nu înțelegi de ce a venit încercarea aceea de foc peste viața ta, peste familia ta, nu uita, cu tine este brațul lui Dumnezeu. Cu El este un braț de carne, dar cu noi este Domnul. Lăudat să fie numele Domnului. Și am mai învățat ceva, că în toată bătălia asta, Biblia spune să nu umblăm prin vedere, ci să umblăm prin credință. Amin? Am învățat că noi, pocăiții, nu trebuie să umblăm pe explicații, ci pe revelație. Să nu umblăm pe speculații, ci pe revelație. Doamne, dacă Biblia zice ceva, Doamne, mă țin de versetul ăla și dacă mor, Doamne, Doamne, am să-mi pun credința în Tine. Indiferent de bătăi, indiferent cât de tare s-a înhărit și duhurile și monștrii ăștia, duhurile astea spurcate care vin să paralizeze credința. Doamne, vreau să rămân lângă Tine. Vreau, Doamne, să-mi pun credința la bătaie și să cred fiecare cuvânt, Doamne, că cu Tine eu nu sunt biruitor, eu sunt mai mult decât biruitor. Lăudați să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Gândiți-vă că tata lui Ezechia, pe nume Ahaz, un idolatru și jumătate, un om care a făcut rușine lui Dumnezeu, era prieten cu Sanherib. Și a împrumutat toată cultura păgână, Sanherib, asiriană, a împrumutat-o la el în țară. Și era pace cu taică-s-o. Zice Biblia că a venit o dată Sanherib să uita la cele 10 seminții și le-a luat și le-a dus în Samaria. Dar Sanherib ăsta avea dorință să-și extindă teritoriile, să fie el puternic. Și s-a uitat la cele două seminții, Iuda și Beniamin, și-a zis, am să calc peste cadavre și am să-mi lărgesc teritoriile și am să mă duc să-l bat pe Ezechia și să iau Ierusalimul să fiu al meu. Și acum am stat și m-am întrebat și am zis, Doamne, eu înțeleg că la ăia, la Israel, cu capitala la Samaria, 10 seminții, înțeleg că ai îngăduit, Doamne, să vină Sanherib. Niciun împărat n-a fost bun. Toți împărații au fost răi și idolatri și spurcați. Nici măcar unul n-a fost bun. Înțeleg, Doamne, că Sanherib a fost bâta ta cu care i-ai pedepsit pe ei. Înțeleg! Dar de ce la omul tău? Omul ăsta a făcut reformă, Doamne, dar de ce îngădui la copiii tăi? Și mai mult zice Biblia așa, zice Biblia, versetul 7. Și Domnul, 18:7, și Domnul a fost Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. Înainte să se răscoale, zice Biblia, că măcar că a făcut reformă, totuși în fiecare an mai dădea 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur, ca și bir împăratului Asiriei să nu-l molesteze. Dar în versetul 7 zice Biblia că odată o zis, nu mai dau niciun bir. Versetul 7. La un moment dat zice Biblia, gata, nu mai vreau să plătesc. Și vreau să mă răscol și să nu mai fiu supus, ci să fiu numai lui Dumnezeu. De asta avem războaie, frați și surori. Că atâta timp cât ești un om care ai făcut reformă, dar totuși, mai dai un pic lui Sanherib. Să nu zică lumea că faci și așa pe sfântocul. Atâta timp cât mai plătești bir lui Sanherib, să știi că Sanherib n-are treabă cu tine. Dar în momentul în care zici, Doamne, vreau să-mi purific viața, vreau să fiu ca Iisus Hristos. Vreau, Doamne, ca viața mea, numai o viață, vreau să o trăiesc la picioarele lui Hristos, indiferent ce se întâmplă. În momentul în care te răscoli și zici muzica aia afară, hainele alea care nu-L cinstesc pe Dumnezeu afară, în business-ul meu, în totul, vreau să-mi fac curat. Și în momentul în care vrei să-L pui pe Iisus pe primul loc, așteaptă-te la o propagandă a minciunii. Așteaptă-te la războaie din partea lui Sanherib împotriva vieții tale. Cu cât ești mai dedicat, cu atât ești mai violentat. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana a cerut să vă, la plural, cearnă. Dar eu m-am rugat pentru tine, pentru că eu știu că tu ești cel mai dedicat și cu cât ești mai dedicat, ascultă-mă, tu vei fi cel mai violentat. Și poate în această dimineață ești aici și ești violentat. Eu știu că sunteți mulți aici violentați, că am urechea aia Duhului și am auzit rugăciunile. Dar ascultați, Domnul cu noi. Amin. Nu te teme de spaimă năprasnică. Nu te uita cu îngrijorare. Orice armă forită împotriva ta va fi fără putere. Amin. Cel slab să zică sunt tare în Hristos. Amin? Dacă vei trece prin foc, diavole, tu ești tare, dar Dumnezeul meu e tot puternic și cei în mine mai tare decât cei în lume. Așa că poți să vii să-mi faci propagandă și să încerci să aduci frică și groază. Ascultă-mă, eu n-am să las frica aceea să intre în oasele mele. Amin. Uitați ce zice Biblia, dacă nu credeți, uitați care e arma lui. 18:27. Rabșache a zis, oare nu acestor oameni, ascultați ce ticălos e,
Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-și mănânce balega și să-și bea udul cu voi m-a trimis împăratul? Adică ce-o vreau să zică? Să bagi așa groază încât pur și simplu să facă pe ei, de frică. Să aducă frică și groază și în momentul în care au cedat prin frică și groază să pună stăpânire. Asta vrea diavolul. Nu mai zi amin în biserică. Nu mai lăuda pe Domnul. De ce-a îngăduit Dumnezeu? Ia las-o mai moale. Nu. Nu știu dacă Dumnezeu mă mai iubește. Să aducă frica aia pur și simplu să pună stăpânire pe tine. Și din fratele miere să te transforme în fratele fiere. Cum ești? Bine. A intrat frica în tine. Asta e vocea lui Sanherib. Și ascultați prima minciună pe care diavolul o a adus-o la nivelul minții lui Ezechia. Și vrea să o aducă și la nivelul minții noastre. Și sunt convins că dacă ești născut din nou, ai avut minciuna asta. Prima minciună care a venit împotriva lui Ezechia este următoarea. Credința ta nu funcționează. 18:20, doi împărați. Tu ai zis, pentru război trebuie chibzuință și putere. Dar astea sunt vorbe în vânt. Cine ți-ai pus încrederea? Te-ai răscoat împotriva mea, marele împărat. În Dumnezeu? Astăzi vorbim vânt. Stai acolo și tot proclam tot versete din Biblie. Uite-te că boala e tot acolo. Vorbim vânt, te rogi degeaba. Factura trebuie să fie plătită, nu? Criza din familie parcă e și mai mare, nu? Și tot zici că te rogi și tot zici Isaia 41:10. Hai să văd rezultate. Vreau să văd rezultat. Degeaba te rogi. Degeaba tot îți pui încrederea în cuvânt. Îți vorbim vânt. Credința ta nu funcționează. Oricum vei cădea. Ai avut vreodată sentimentul ăsta că te învârți în sens juratoriu? Te te rogi, te proclam, te citești versete și vezi că rana ta în loc să fie mai puțin mare, e mai mare. Și vine diavolul și zice, n-are rost, de ani de zile, n-are rost. Și vezi că ești sincer și vezi că s-ai făcut curat în viață, mai are rost. Ce satan e satana. Și dacă îl crezi, să știi, să spun ce va face. Va pune lanțuri pe mâini și pe picioarele tale. Să n-asculți minciunea asta. Să nu crezi că astea sunt vorbe în vânt și să spui, Doamne, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Amin. Și chiar dacă smochinul va înflori, Doamne, eu tot mă voi lăuda cu Tine, Doamne. Doamne, umple-mă de credință, Doamne. Aceste uneltiri nu vin de la Tine, Doamne. Doamne, pune Duhul Tău cel Sfânt în mine. Mulțumesc că Duhul Sfânt e în mine, Doamne. Da, satana e puternic, dar Dumnezeul meu e tot puternic. De aceea, diavole, să nu crezi că te cred. Orice armă forită împotriva mea va fi fără putere. Și orice limbă care se ridică împotriva minții mele, orice limbă demonică care spune n-are rost, credința ta nu funcționează. Lasă Biblia. Du-te înapoi când erai așa pocăit de la așa trilule ale trisurceale. Păi când erai așa într-o mocirluță călduță, păi ce bine smerea. Am uțit, o trebuie și ți-i zice să dai cu altare la pământ. O trebuie și tu să faci pe sfântocul. Oare nu tu ți-ai creează ce problemele astea? Nu era bine să fii așa ca taică-to? Dintr-o dată tu vrei să fii mai pocăit. Și acum zice, tu ți l-ai creat, zice. Lasă Biblia, nu mai funcționează nimic. Știți să faci în astfel de perioade? Întorce vorba diavolului și spune, este scris. Orice cuvânt din gura lui Dumnezeu nu este lipsit de putere? Și carnea și inima să mi se prăpădească dacă trebuie, dar Domnul va fi puruia stânca inimii mele. Amin? O, lăuda să fie numele Domnului. Dacă ai trecut prin astfel de șoapte, Gabi, tu ai trecut la maxim. Și sunt aici pentru că Domnul a rămas credincios lângă mine. Amin. Și știi ce am făcut? Mi-am făcut carnețel, crede sau nu, mi-am făcut carnețel, mi-a scris vreo 400 de versete din Biblie, cu o soră de are carnețel acolo și ce am făcut? Tot ce-mi vorbea Dumnezeu și simțeam că Domnul vorbește și aveam experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi când simțeam că Domnul vorbește? Pac, l-am notat. Vreo 400. Și mi-am pus carnețelul cu mine în buzunar și oriunde mergeam, l-aveam cu mine. Când venea așa o torpilă a deznădejdii, să aducă în mine fior reci, luam carnețelul și citeam promisiunile lui Dumnezeu. Când ajungeam la 10-a, 20-a promisiune, toți dracii fugeau, pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Ce să faci? Tu spui mie că astea-ți vorbe în vânt? Tu spui că astea-ți vorbe în vânt, mincinosule! Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Și eu îmi pun credința în cuvântul lui Dumnezeu, las rezultatele în mâna lui, lăudat să fie numele Domnului. Amin? Amin? De aceea noi nu trăim pe explicații și pe speculații, noi trăim pe revelație. Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Am auzit de doi pescari care s-au dus să pescuiască și în timp ce pescuiau, a venit
un șarpe de la mare. Unul dintre ei, când a văzut șarpele la mare, s-a dus la mașina lui, a luat o lopată și a venit și poc, i-o tăia capul. S-a dus înapoi să ducă lopata. Și prechinul s-a zis, zice, uite la șarpele ăsta. Deci era fără cap. De el tot se mișca, știi, ca și cum ar vrea să muște. Și uite la șarpele ăsta. Zice, ăsta e mor și nici măcar nu știe. Și nici n-are cap de el, nici nu știe măcar. El te vrea să înțepe. Înțelegeți morală? În urmă cu 2000 de ani, Hristos, la cruce, ce a făcut? A zdrobit capul, autoritatea diavolului. Amin. Și m-a făcut pe mine nu biruitor, ci mai mult decât biruitor. Amin. Gabi, vei călca peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrășmașului. Auzi? Și la cruce, Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Le-a făcut de ocară și a ieșit biruitor prin cruce. Așa că, diavole, tu să nu-mi spui mie ceea ce, că Biblia nu e adevărată. Eu am trecut prin ceva și știu în cine am crezut, spune Apostolul Pavel. De aceea mă rog ca credința ta să fie îmbărbătată astăzi. Să crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Amin? A doua minciună, cred că e cea mai teribilă, este că Dumnezeu a terminat cu tine. Eu cred că este teribilă. Uite ce zice Biblia. Versetul 25. De altfel, oare fără voia Domnului, ce mincinos, 18:25, de altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui locaș să-l nimicesc? Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimice. Domnul, auzi Ezechia? În spatele războiului e Domnul care vrea să te bată prin mine. Eu sunt un înalt al lui prin care vrea să-ți rupă Dumnezeu oasele. Domnul, Domnul. Vai. Ai simțit vreodată minciunea asta lui Satan în mintea ta? Mă bate Dumnezeu, vă zice. Și vreau să vă spun ceva. Dați mai tare la microfon să audă mai bine, vă rog. Că e important. Mulțumesc, să nu mă apropiu pe... Mai tare o leacă. Să punem pe boxe să am autocontrol. Nu vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Cred că nu există minciună mai teribilă, mai satanică împotriva unui copil al Dumnezeu decât să crezi că Domnul e împotriva ta. Și vreau să corectez o teologie greșită, eronată, erezie, care de multe ori se predică în bisericile noastre. Și vă rog să ascultați. Când se întâmplă o nenorocie unui frate sau unui soră, o boală, o ceva, bă, s-a întâmplat un accident, ceva care... Ai de-a face cu niște sfântoci în casa lui Dumnezeu care se uită la el și zice le-a bătut Dumnezeu, zice. Îl curăță Dumnezeu, zice. Își păsește el ceva păcate din trecut. Ascultați-mă ce vă spun. Asta e minciună, asta e erezie. Păcatele mele nu pot să fie ispășit cu cancer sau cu accidente sau cu leucemie. Păcatele mele se ispășesc doar prin sângele lui Iisus Hristos. Dacă păcatele mele pot să fie ispășite prin suferința mea fizică, atunci iertați-mă. Iisuse, mai bine să te ai în cer! Ne dădeai bol la fiecare și ne ispășam păcatele prin suferința noastră. Dar Domnul zice, nu se poate. Trebuie să fie unul fără pată, fără zbârcitură, care să ia toate păcatele. Și Hristos a plătit penal păcatele mele. Și eu cred în suficiența jertfei lui Hristos. Nu mai adaug nimic, nu mai pun nimic în plus. Hristos a făcut totul. Și cum mă iartă Dumnezeu? Prin har și prin credință. O, că Dumnezeu, în dragostea lui de tată, Dumnezeu poate să mă disciplineze cu inimă de tată. Asta e altceva. Dar niciodată toiagul și noia lui nu-mi rupe oasele. Toiagul și noia lui ce face? Mă mângâie. Așa că atunci, da, când Dumnezeu îngăduie în suveranitatea lui, el niciodată nu îngăduie asta ca să-mi plătesc păcatele. Ar fi o ofensă la adresa jertfei lui Hristos. Hristos a plătit păcatele mele. Și eu prin credință și prin har accesez iertarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mă pedepsește, Dumnezeu mă disciplinează, spune Biblia, pentru puține zile, să mă facă părtaș sfințeniei lui. Și nu înțeleg de ce Dumnezeu îngăduie câteodată. Nu înțeleg mintea lui și nu o voi înțelege niciodată. Dar pur și simplu știu că voia lui e bună, perfectă și desăvârșită. Amin? Și dacă treci pe acolo și vine Sanherib, Rabșache ăsta și zice, Domnul, zice, te bate prin mine. Domnul, Domnul vrea acum să-ți rupă oasele. Ascultă-mă. Asta este o ofensă la adresa unui Dumnezeu care e Tatăl nostru care ești în ceruri. Amin. Tu îi rupe oasele la pruncul tău. Uitați ce zice Biblia, Ioan 17:23. Ioan 17:23, Biblia spune așa.
Și dacă asta nu te poate scoate din depresie, nu știu ce te mai poate scoate. Ultima parte. Să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Și că i-ai iubit pe ucenicii ăștia, pe falimentarii ăștia. Cum i-ai iubit? Zice-o stare. Cât de mult te iubește Dumnezeu pe tine? Ca pe Iisus Hristos. Amin? Așa de mult și vreau să vadă toată lumea asta. Că tu iubești pe ei cum? Cum ai iubit Hristos? Ce vine Satana să spună? Domnul nu te mai iubește. Ți-a aduce aminte amuți 20 de ani ce ai făcut? Tu ți-ai pocăit? Ți-a aduce amuți, bachi Dumnezeu. Ascultă-mă. Asta e vocea lui Rabșache. Asta e vocea lui Sanherib. Ce-ți mai rămâne dacă crezi că Dumnezeu îi pormele tale să-ți facă rău? Îți spun ce-ți mai rămâne. Sinuciderea. În Satana nu te poți încrede că e un mincinos? În Dumnezeu iar ai gustat minciunea? Nu te mai poți încrede? Și ce-ți mai rămâne? Doamne, disperare, nu? Asta vrea diavolul să facă, cu minciuni. Să aducă disperare și să spui, Dumnezeu nu mai merită să fie slujit. Biblia spune însă altceva. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Adică și când ești bun cu fiul tău, zice Biblia, nu uita că ești rău. Ai o natură păcătoasă în tine. Cu atât mai mult Dumnezeu care e bun în natura lui, cum să crezi că Dumnezeu te bate și îți rupe oasele? Cum să crezi că eu sunt în spatele războiului? Tu care stai lângă mine, cum să crezi așa ceva? Dar diavolul va veni și să spună și îți va șopti. Dumnezeu termina cu tine. Sunt aici să spun, Dumnezeu n-a terminat cu tine. Ești săpat, ești tatuat în mâinile lui. Din mâna lui nimeni nu te smulge. Și dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Și dacă vei trece prin ape, apele nu te vor îneca. Să nu crezi minciuna asta. Să te uiți la jertfa lui Iisus Hristos, să vezi că Dumnezeu atât de mult a iubit sufletul tău. Uite cât de mult. Atât de mult, încât Hristos a murit. Și legământul lui, legământ de sânge cu tine. Și Dumnezeu nu-și trădează copiii. Lăudați să fie Domnul. Amin? Doamne, întărește-ne în credință, Doamne. Slăviți să fie numele Domnului. A treia minciună pe care diavolul vine împotriva copiilor lui Dumnezeu și a celor mai dedicați copii al lui Dumnezeu care se alipesc cu toată inima și dintr-o dată vin șocuri în credință și nu înțeleg de ce. Unu, credința ta nu funcționează, nu mai citi, nu te mai ruga, deja ești tot acolo. Doi, Dumnezeu e în spatele războiului tău, Dumnezeu te urăște, Dumnezeu e pormele tale, Dumnezeu te bate. Asta e minciună satanică, satanică. Legământul meu e legământ de sânge cu Iisus Hristos. A treia minciună este că eu sunt mai tare ca Dumnezeu tău. Așa vorbește marele împărat al Asiriei. Vai, mare ești. Zice Biblia așa. Versetul 31. N-ascultați pe Ezechia. Faceți pace cu mine. Versetul 33. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului, Arapadului? Unde sunt Dumnezeii Sevarvaimului, Hene și Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor țări au izbăvit țara din mâna mea pentru ca și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Ai văzut, zice? Ai văzut sora ta mai mare, Samaria? Ai văzut că am luat-o? Hai, unde a fost Dumnezeu? Ai văzut țara? Ai văzut? Unde a fost Dumnezeu aia? Și va veni diavolul când ești împresurat cu o propaganda minciunii și va spune: ai văzut pastorul ăla? Alea o căzut, mă. Ai văzut prorocul ăla? Ai văzut pe ăla? Ai văzut pe ăla care era în flăcără? Ai văzut? Ai văzut cum am dat eu de pământ? Și tu crezi că o să scap? Tu ești mai slab, mă. Dacă cu ei am dat de pământ și cu tine o să dau. Hai, unde a fost Dumnezeu? Dacă e mai tare. Unde a fost? Și va veni diavolul cu o propaganda minciunii și se spune: eu căzut ăla, Doamne, n-am nicio. Hai, unde a fost? Unde? Hai. Ascultă-mă, sunt mai tare ca tine, sunt mai tare ca Dumnezeul tău. Și tu o să cazi oricum. Și va veni pe toate părțile. Și va spune că ești condamnat să pieri. Știi ce să-i spui? Să-i spui așa: diavole, uite ce zice Biblia. Zice Biblia așa: să toți stea voievozii. Psalmul 119 cu 23. Să toți stea voievozii și să vorbească împotriva mea. N-ai decât, diavole, să vorbești cât vrei, să-mi aduci minciuni. Robul tău, al lui Dumnezeu, cugetă adânc la poruncile tale. Doamne, eu am să stau cu capul în Scripturi. Versetul 92. Dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea, Psalmul 119 cu 92, dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea, aș fi pierit, zice stare,
Doamne, eu nu știu cum a căzut ăla mare, nu știu cum a căzut pastorul ăla, nu știu cum a căzut evanghelistul ăla, nu știu cum a căzut prorocul ăla, nu știu cum a căzut aia, Doamne, dar știu un lucru, Doamne. Doamne, eu nu înțeleg, dar eu nu o să mă tem, Doamne. Eu nu o să zic că ia și rândul meu, ia că nu știu ce. Na, eu nu cred asta. De ce? Înțeleg că oamenii ăștia au căzut într-un fel sau altul. De ce? Pentru că au divorțat de Biblie. De aia au căzut. Că dacă faci din legea lui Dumnezeu desfătarea ta, nu pierzi în ticăloșia ta. Adică Ezra vine și spune, auzi Gabi, eram pe buza prăpasii, eram pe buza iadului. Era, ispitele erau așa de teribile. Dar dacă totuși sunt în picioare, este că am făcut din legea lui Dumnezeu desfătarea mea. De-aia n-am căzut. De ce se cade astăzi? Pentru că oamenii ce fac? Își iau un timp de happy hour. Nu mai citesc, nu se mai roagă, nu mai stau în cămăruță, nu mai caută pe Domnul. Și prinde diavolul cu garda jos. Bang! Și eu lovit. Și atunci ce să faci? Spui, Doamne, am să stau cu capul în Scripturi, Doamne. Am 31.102 versete, Doamne. Am 1.500 de porunci, am aproape 8.000 de promisiuni. Și, Doamne, vreau ca în fiecare zi, Doamne, să fac din legea Ta desfătarea mea, Doamne. Ca cerul, Doamne, să nu mă prindă cu garda jos, ci să rămân în picioare. De aceea, dedică-te cuvântul lui Dumnezeu și spune, diavole, nu te cred. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Este scris. Și tu nu mă minți. I-ai mințit pe alții? Pe mine nu mă poți minți. Nu mă interesează de ce au căzut. Dar am să stau cu capul în Scripturi și am să rămân lângă Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amin. Așa că nu te teme, nu te teme de spaimănă prasnică. Nu te teme de o năvălire din partea celor răi. Că Domnul va fi nădejdea ta. El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe 3:25. Haideți să rostim cu toții versetul ăsta. Proverbe 3:25, dar vreau să rostim ca niște soldați al lui Hristos. Proverbe 3:25. Și nu te teme nici de spaimănă prasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Crezi lucrul ăsta? Așa că atunci când diavolul vine și spune, hai, unde a fost Dumnezeu când o dacă, când o picat ăla? Hai, unde? Tu crezi că o să scap? Și o să spui, da, Domnul e nădejdea mea. El îmi păzește piciorul de cădere. Sunt în mâna Lui și nimeni nu mă smulge, slăvit să fie Domnul. Asta a făcut Domnul la cruce. A dezbrăcat domniile, stăpânirile. Le-a făcut de rușine. Și mie mi-a dat biruința Lui. Și intru prin credință în beneficiile jertfei Lui. Slăvit și onorat să fie numele Domnului. Amin. A patra minciună și ultima este aceasta. Va veni diavolul și îți va spune, fă pace cu mine. Fă un voială cu mine. Versetul 31. N-ascultați de Ezechia. Faceți pace cu mine. Supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui. Fiecare va bea din apă din fântâna lui. Până voi veni eu, vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu, cu vin. Vai, ce mincinos ești, mă! O țară cu pâine, cu vie, o țară de măslinde, unde lemn de miere. Veți trăi, nu veți muri. Și nu ascultați pe Ezechia care zice, Domnul vă izbăvește. El vă ține acolo să muriți de foame. Fă pace, cedează! Cedează! Fă un voială cu mine și îți promit raiul, îți promit Edenul, îți promit mașini luxoase, case, plăceri, îți promit tot ceea ce Ezechia, sfântocul ăsta care au zis să stai lângă Domnul. Asta meriți! Fă pace! Eu nu-ți vreau răul! Cedează! Și va veni diavolul și va zice, auzi, uite-te la sora aia în vârstă. Toată viața a trăit în negare de sine. Tot Domnul, uite-te că nu-i ajunge pensia nici de medicamente. Asta e Dumnezeu ei? Cedează, Doamne, intră într-o afacere, dai un tun și ieși om pe viață. Și o să ai măslin, și o să intri într-un rai. Ce mincinos e diavolul. Și diavolul vrea pur și simplu, și ce să facă? Să te minte și după aia să spună lanțuri pe mâini și pe picioare. Să piară lumina din ochii copiilor tăi. Asta vrea diavolul. Și lumea să se uite, biserica să se uite, să spună, iată omul care nu lua ca ajutor pe Domnul, s-a lăsat mințind. L-a crezut pe satana, mă, l-a crezut pe satana și a venit ca un șarpe, fă pace cu mine. Nu ceda în fața ispitei, pentru că diavolul e mincinos. Diavolul nu-ți dă binecuvântare, numai Dumnezeu îți dă binecuvântare. Va veni diavolul și va spune, uite, soția ta e cam rigidă, uite-te la aia. Bă, odată mă să simți că ești bărbat, odată nimeni nu o să știe, ce mincinos. Fă pace, cedează odată și o să fii cu adevărat, să vezi tu cine o să fie lumea asta. Și o să ai, și o să drăși, și o să... Nu te lăsa amăgit acolo de Domnul. Bine, acum, lasă-mă acum.
Nu ceda. Pentru că dacă cedezi, îți poți ruina viața, căsătoria, slujirea, tot destinul tău. Și spune, Doamne, Dumnezeule, am să rămân lângă Tine, Doamne. Chiar dacă smochinul nu va înflori și vița nu va da niciun rod. Doamne, rămân lângă Tine, lângă cuvântul Tău, Doamne, rămân lângă Hristos, care a fost ispitit în toate felurile și fără păcat. De aceea El poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Lăuda să fie Domnul. Nu ceda, diavolul e un specialist. Să ia ramă, să o lustruiască și să spună, aur, aur. Doamne, luminează mintea noastră. De aceea stau cu capul în Scripturi. De aceea stau cu capul în Scripturi și zic, Doamne, cuvântul Tău e adevărul. Nu cunosc nicio altă voce în mintea mea decât vocea lui Hristos. Și când vine un gând de ăla, îl fac rob ascultării de Hristos. Nu te potrivești pe matrița Scripturii. Pleacă satanul cu logica ta și cu explicațiile tale. Cuvântul Tău e adevărul. Amin? Dacă ești copil al lui Dumnezeu, și vrei să-ți faci curat în viață, ascultă-mă, vei avea parte de o propagandă a minciunii. Va veni Sanherib. New levels, new devils. Cu cât ești mai dedicat, cu atâta vei fi mai violentat. Cu ei, zice Biblia, este un braț de carne. Dar cu noi este Domnul oștirilor. Hristos, căpetenia mea, mă ține de mână. Și spune, nu te teme de nimic. Ascultați ce zice Domnul. Doamne, ce-mi place versetul ăsta. Isaia 41. Toți știm Isaia 41 cu 10. Dar hai să învățăm astăzi Isaia 41 cu versetul 14. Zice Biblia așa. Isaia 41 cu 14. Chiar 13. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă. Nu mai întrebă nimic altceva. Dacă Domnul mă ia de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic. De ce? Eu îți vin în ajutor. Și acum ideea următoarea. Nu te teme de nimic, zice stare. Te-ai simțit vreodată așa ca un vierme? Frate, nu pot. Domnul, și nu știu de ce am gândit. Frate, nu te teme, vierme, lui Iacob. Nu te teme. De ce? Versetul 15. Te prefac, te transform în ce? Într-o mașină de război. Și vei, cu mulți dinți, și vei zdrobi și vei sfărâma munții și vei face dealul ca pleava. Poate Dumnezeu să ia pe unul slab un vierme. Tu ești el astăzi. Și Domnul să spună, te transform într-o mașină de război, munții se vor clătina. De ce? Duhul meu intră în tine. Nu te mai tem de Sanherib și Rabșache și minciunile lui. N-ai nicio altă gardă decât protecția cuvântului lui Dumnezeu. De aceea astăzi spune, Doamne, mă simt ca un vierme. Am venit la cine, Doamne? Dar aici există putere în rănile lui Hristos. Doamne Dumnezeule, fă-mă o mașină de război să lupt împotriva demonilor. Și până acum ai zis, te tem tu de diavol. De azi încolo, diavolul să se teamă de tine. Să-ți cunoști identitatea în Hristos. Hristos în tine. Te-a invadat Sfânta Trinitate. Te-a invadat Cuvântul lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, aleg să cred în Tine, Doamne. Iartă-mă, Doamne, că am trăit pe bordura vremii în frică, când eu, de fapt, trebuia să fiu nubilitor. Trebuia să mă ridic în numele lui Iisus. Dumnezeu nu te-a destinat să cazi. Roman, capitolul 5. Biblia spune așa. Roman 5. Cu versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, se vor târâ în viață. Așa zice Biblia. Zice stare. Ce vrea Dumnezeu să faci? Să domnești. Doamne, iartă-mă că am trăit cu o mentalitate de aia de târâtoare, Doamne. Iartă-mă că m-am târât, Doamne. Doamne, în această dimineață vreau să primesc nu harul Tău cât un picur, în toată plinătatea. Să-mi cunosc identitatea în Hristos. Să nu mă mai tem de Sanherib. Să nu mă mai tem, Doamne, de Rabșache și de armata Lui puternică și să am ochii credinței, să văd că-s mai mulți cu mine decât cu ei. Lăuda să fie Domnul. Ce-a făcut Isaia, ce-a făcut Ezechia când a văzut lucrul ăsta? O zis, nu le răspundeți nimic, nu intra în filozofie cu diavolul că e un filozof mai bun ca noi ca toți. Așa le știe învârti, și te poate lega cu explicațiile lui. Nu-i răspundeți nimic. Și ce-a făcut? O dat telefon lui Isaia și a zis, Isaia, sunt într-o mare strâmtorare. Roagă-te, uite, ți-aduc scrisoarea de bajocorire care mi-a trimis-o. Și te rog, roagă-te împreună cu mine ca Domnul să facă ceva. E ca și cum România s-ar lupta cu Rusia. Gen. Deci n-avea nicio șansă, da? Nicio șansă n-avea. Și s-au pus și s-au rugat. Și Biblia spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Da, când doi neprihăniți se roagă atunci. Și vreau să-ți dau un sfat. Când treci prin războaie teribile, nu-ți privatiza durerea.
Sună pe cineva. Spune, frate, trec prin niște bătălii, că nu mai pot. Biblia spune, suntem mădulare unii altora. Ezechia nu ține numai pentru el. Roagă-te! Găsește un umăr pe care să poți să plângi. Găsește-ți un om care are fermoar pe gură. Fă-ți un detox spiritual și spune, frate, asta sunt, nu știu cum ce. Roagă-te ca Domnul să mă întărească. Amin. Și ce Biblia, când s-au rugat doi oameni, nu? Un lider al unei națiuni cu frică de Dumnezeu. Doamne, dă și în România astfel de oameni. Amin. Domnul a trimis un înger după aceea. Și știți ce s-a întâmplat? Într-o singură noapte, 185.000 de viteji au fost omorâți. Slăviți să fie Domnul. Poate Dumnezeu să facă într-o secundă în viața ta ce tu nu poți să faci într-un miliard de ani? Amin. Poate Dumnezeu. Asta e Dumnezeul nostru. Nu cu armă, nu cu putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Amin? Nu-ți privatiza durerea. Vă spun, eu am câțiva oameni, 2-3, care atunci când ajung la greu, îi sună. Mi-ar place să cred că îs așa cum zice Iov. Știți, Iov zice, Domnul zice lui Iov, auzi, uite-te la hipopotam. Iov 40:23. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, adică e o amenințare la viața lui, chiar dacă s-ar năpusti în gâtlejul lui, el ar rămâne cum? Mi-ar place să fiu așa cum zice Biblia, ca hipopotam. Amin. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îți va... Mi-ar place să fie așa, dar nu-i tădeauna așa. Mi-ar place să zic, voi cânta în orice vreme, chiar să trăiesc Dumnezeu. Da, când, dar câteodată plâng, nu când. Și atunci sunt. Zic, frate, roagă-te, că simt că apa e până aici. Roagă-te, Domnul să facă ceva. Aleluia. Nu-ți fie rușine. Amin. De aceea suntem trup, mădulare unii altora. Amin. Să ne ajutăm. Și zice Biblia că atunci când s-au rugat ăștia doi, Dumnezeu a făcut minuni. Amin. Și s-a uitat la Sanherib și a zis, mă, ești prea ticălos, mă, tu nu mori așa, știi, pâc, nu, tu m-ai bajocorit. Tu ai vorbit urât despre mine. Tu trebuie să mori umilitor. Și zice Biblia că s-a dus la el acasă, s-a pus în fața zeului Dagon și se ruga. Cum zeule, cum o biruit ăștia? Micuți pe noi ăștia mari. Și în timp ce se ruga, ăia doi copii a lui, au venit și ce-au făcut? L-au omorât. Domnul nu se lasă să fie bajocorit, așa-i? Istoria spune că s-a dus umilit acasă și și-au luat toți înțelepții și-au zis, veniți încoace, spuneți-mi, ce Dumnezeu are evreii ăștia, mă? Că într-o noapte toți vitejii mei i-am găsit morți. Ce are Dumnezeul lor? Cum de iubești așa mult? Și istoria spune că bătrânii au zis, am să spun secretul evreilor. Au avut un protopărinte pe nume Avram, care l-a iubit așa de mult pe Dumnezeu că a fost gata să sacrifice copilul. Și pentru că l-a iubit așa de mult pe Dumnezeu, Domnul a intrat în legământ și a zis, ăsta e poporul meu și o să-l păzesc orice s-ar întâmpla. Și Sanherib a zis, stai că eu am doi. Am să-i sacrific și eu pe ăștia doi ca Dumnezeii mei să fie de două ori atunci mai tare ca Dumnezeul lor. Și copiii lui, spune istoria, ori auzit, surprins. Și-a venit și l-a omorât. Ca să arate că Dumnezeu e pe tron. El face tot ce vrea. În această dimineață, mă rog ca Dumnezeu să pună capăt războaielor. Dacă simți că ai așa o scrisoare de bajocorire, credința ta nu funcționează, Domnul în spatele războiului, o să cazi și tu, o căzut și ăla, tu crezi că o să scapi? Dacă o să vină diavolul să spună, fă-mi voială cu mine, hai, cedează, să nu cedezi. Și dacă el a avut o scrisoare împotriva ta, și noi avem o scrisoare împotriva diavolului. Uitați care e scrisoarea pe care noi o avem împotriva diavolului. Psalmul 46. Haideți să ne ridicăm în picioare. Care este răspunsul nostru la toate atacurile celui rău? Este Psalmul 46. Versetul 1 spune Biblia așa. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Crede lucrul ăsta. De aceea nu ne temem. Chiar de s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Este un râu ale cărui zboare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Și acum ascultați.
Cine este râul? Simbolul râului, Duhul Sfânt. Este trupul tău templu, cetatea lui Dumnezeu? Locuiește râu, Duhul Sfânt în templu Duhului Sfânt, da sau nu? De aceea nu te teme. Că ce în tine e mai tare decât ce în lume. N-au decât să se cutremure. Degeaba vrei să aduci frică să mă paralizezi cu frică, diavole? În mine e ceva ce tu nu știi. E râul. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îs promisiunile lui Dumnezeu. De aceea n-am să mă tem de tine. Am să-mi pun credința în cuvintele lui Iisus Hristos. Și în promisiunea lui. Că cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și am să-L cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și acum ascultați versetul 9. Și mă rog să fie prorocie pentru fiecare. Versetul 9, 46. Psalmul 46 cu 9. Și Biblia așa. El a pus... Psalmul 46 cu 9, băieți. El a pus capăt războaielor. Până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul... Și-a rupt sulița. A ars cu foc la cruce? Care de război? Doamne, uite-te la toate războaiele care țin la unii de ani de zile, Doamne. Și fă ca la rugăciunea asta. Pune capăt războaielor. Trimite-l pe Sanherib acasă, mustră-l tu pe ce rău, sângele Domnului să fie protecție. Ajută-mă să rămân puternic în ciuda tuturor vocilor. Ajută-mă să condamn toate minciunile celui rău și să stau pe revelația cuvântului Tău cel Sfânt. Iartă-mă, Doamne, că am crezut demonul fricii mai mult decât cuvântul Tău. Iartă-mă că am lăsat frica să intre în oasele mele când eu am toate motivele să mă bucur în Domnul care a promis că este cu mine în toate zilele vieții mele. Doamne, chiar dacă nu înțeleg tot ce se întâmplă, eu cred în dragostea Ta. Cred că mă iubești, cred că sunt în mâna Ta și nimeni nu mă smulge. Lăuda să fie Iisus, cel care a biruit pe Satana la cruce. În dimineața asta aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Să vii să spui, Doamne, uite-te la războiul din viața mea, războiul meu privat. Nu știe soțul, nu știe soția, nu știe păstorul. E buba aia de sub braț, Doamne, care de atâta ani, Doamne, mă irită, Doamne. Doamne, Dumnezeule, trimite Duhul Sfânt. Pune-l pe Sanherib și minciune în rapșache. Pe fugă, Doamne, Dumnezeule. Poate ești la nivel de familie, la nivel de biserică, la nivel personal, în războaie, minciuni teribile. Spune, Doamne, războiul e al Tău, Doamne. Războiul al Tău și l-ai câștigat la cruce. Nu mai fac nimic, Doamne. Mă liniștesc înaintea Ta. Și, Doamne, cred în Tine. Cred în cuvântul Tău cel Sfânt. Și las rezultatele în mâna Ta. Slăvit și onorat să fie numele Domnului. Și mă rog în rugăciunea asta, Domnul să aducă izbăvire. Mă rog în rugăciunea asta să pune capăt războaielor. Să-ți împlinești destinul pentru care prea mult ai stat pe bordura vremii. Prea mult trebuie să te ridici, să nu mai stai în minciună, să crezi de adevărul lui Dumnezeu și să faci lucruri mari cu Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Haideți să intrăm într-o rugăciune. Duh de biruință să vină peste noi. Crucea lui Hristos să fie protecție peste noi. Amin! Haleluia! Slavă ție, Doamne!